Atlantia vivere, Lemuria vivere, Agartha vivere, Shambhala vivere. Acest mesaj este pentru Dacia Severeanu, care mulți cred că este sora mea Artemis, de fapt este al treilea și al patrulea dragon al meu. Dacia dragă, m-a întrebat ce a făcut maică-ta împotriva mea. După cum mi-a spus ea, ea a fost capul răutăților la Consiliul Nobililor, care atunci când eu aveam 28 de ani, a hotărât să nu mai îmi permită accesul la doctor până la vârsta mea de 40 de ani și să mă omoare lent în timpul mandatului meu divin, în timp ce eu conduc încă Atlantida și în timp ce conduceam Atlantida și munceam pentru acest popor, încălcând astfel legile Atlante și legile zeilor. Ea probabil că nu și-a dat seama de acest lucru, dar tu sigur de anțeles ai dat seama. De unde știu acest lucru? Pentru că m-am întâlnit cu ea în stația de autobuz din Grigorescu și mi-a spus că nu voi avea dreptul să fac dinții, să mă duc să îmi fac pentru alte chestii și după aceea, la scurt timp, m-am îmbolnăvit la genunchi. Mi-a și spus că o să-mi pierd piciorul și mâna și asta și vederea, nu știu, ceva, vederea mea este să ne curuz din mâna, stic noia, că o să mi-o pierd. A fost foarte multă ură acești ani împotriva mea. Și această ură m-a condus în jur România, să cer bomba nucleară în România, Clujului, a Timișoarei, Timișoarei nu, a Oradei, a Târgu Mureșului, a Constanței, nu? A Bucureștiului, a Londrei, a Washington, nu știu ce, a Statele Unite. Și prostiile care le-au făcut ăștia aici, atunci. Cu avocatul poporului, cu fiecare român ar trebui să fură 1 milion de euro, jumătate de milion, că dăm aur la Roșia Montană, că escavăm, că le turnăm, ce anurăm cap la gateș, că pornim din nou război cu ei și mai departe, da? Tot ce-au făcut ăștia. Da. Și există o ură mare în acest popor care o simt în fiecare zi că încerc să-i scot din blestem împotriva mea. Se poartă ca și cum ei ar fi copiii mei, cu mine. Sau sclavii mei, sau servitorii mei, sau copiii mei. Și ar trebui să am grijă de ei. Deci, de asta a făcut maică, dacă a spus că ea a fost nevoită să ia aceeași decizie împotriva ta, dar tu nu te-ai îmbolnăvit, că am avut dureri groaznice zilele astea și nopțile astea, am pierdut dragobetele și ziua îndrăgostiților și 1 martie, acum, și știu că astăzi 1 martie și după tradiția trebuie să-ți dau ție conducerea Lemuriei și a Atlantidei, dar nu voi face acest lucru. Voi rupe calea zeilor pentru că nu mai am niciun pic de încredere în tine. Maică-ta mă consideră pe mine responsabil pentru faptul că tu i-ai tocmit pe Presecan Bogdan și pe Târziu Lucian să mă bată în drum spre școală când eram mic. De fiecare dată când mă duceam, din dorința ta de răzbunare față de mine, asta după ce eu te-am bătut și tu mi-ai smuls una dintre aripi până în cele 4 aripi, da, cu unghiile. A fost o luptă glorioasă, adevărat, dar după aceea și te-ai purtat și atunci ca și ultima curvă și te plimbai cu toți și cu Presecan și cu Târziu și cu toți tâmpiții așa, încercat să mă faci pe mine să mă duc împotriva lor și să mă despart de ei toți, de toți colegii mei. După care tu ai plecat și m-ai lăsat pe mine cu ei să mă bat în fiecare zi. Da? Și mi-am pierdut și rezultatul la învățătură și a trebuit să plec de acolo, din școala aia. E adevărat, am plecat numai la finalul clasei 8, părinții mi-au vrut să mă mute mai repede, am refuzat. Deci asta este, artistă dragă, așa te-ai purtat groznic mine și cum te-ai purtat la mare și cu pițele alea și faptul că ai dat pizdălul ăla și că m-ai pus să plătesc eu tot și că ți-ai bătut joc de mine și așa mai departe. Nu mai am niciun fel de încredere în tine. Te-am tot menajat până acum, m-am certat cu toți din cauza ta. Ca să nu fac eu filmul ăsta, mi-am sacrificat mult și m-a ajuns să am dureri groanice la genunchi și zice că căcatul ăla și tâmpitul ăla de Nicu Rus din Bâlea, zice că n-am nimic la genunchi și să nu mai pomenez de genunchi, că mă dă afară din casă și am zis că mă cac pe el și pe casa lui. Da.
Și maica mea a înțeles faptul că l-am în jur și a spus că el vrea de fapt război între Atlantida și Agartha. Și este un hoț și un uzurpator care mi-a furat titlul de țar și coroana de țar și ăștia nu știu chestia asta. Și în dorința lor de a se răzbuna pe mine, se răzbună pe el, dar dau lui sănătate și mie mi-au sănătate, că eu am corona Krishna, da? Care este foarte murdară și eu sunt pe moarte, deci eu am probleme la inimă, la plămâni, la dinți, trebuie să obțin din gură să-mi scot la toaie la aia, la două capete, numai 5 dinți, lipsă la corona vertebrală, am vertebre deplasate în 3 locuri. Și la mânuri și la picere, ăștia vor să-mi taie mânurile și picerele. Ăștia spionii, ăștia americani, criminalii de la Section 1 care s-au hetat cu slugoiul ăla de Laurențiu Marin și cu ceilalți slugoi din România, niște râme fără aripi și fără coloană vertebrală, da. Și eu nu am nimic împotriva dragonilor, am unit cu 12 dragoni, da. Și pot să-i chem pe toți să dea la fără orașul ăsta, dar eu nu am nimic împotriva ardelenilor, eu am împotriva nobilor ardeleni, care nici nu merită titlul de nobil, pentru că nu sunt oameni nobili, cu câteva mici excepții. Și nu am în tine, adică tu poate meriți, poate merită și Lucian Ilatizul meu și încă vreo 2-3 care ne cunosc, dar maică-ta s-a folosit de puterea familiei Severeanu și a familiei Rus, care sunt dușmanii mei și care mi-au furat titlul de țar. Și m-a zis să nu mai duc niciodată pe acolo cu omor, nu știu ce, și poate o să mă duc cu toporul chiar astăzi, pentru că astăzi fiind 1 martie și martie fiind luna războiului și astăzi celebrând, deși eu nu am niciun motiv să mai celebrez pacea dintre Atlantida și Lemuria, că văd acum venind un nou război între noi, da. Și vreau să-ți spun aceste vorbe. Că m-ai dezamăgit. Da, tu existi pentru mine, există, retrag ce am zis, dar s-a terminat. Prietenia dintre noi doi s-a încheiat. Și spun asta. Du-te și omor-o pe pizda de maică-ta. Pentru că ea a distrus tot. Ea spunea că nu înțelegea. Nu înțelegea toate lucrurile pe care le-ai făcut tu contra mea. De asemenea, faptul că te-ai fost pedepsit mult mai puțin, ca și mine, și într-o perioadă în care eram mai tânără și n-ai avut atâta probleme de sănătate. Și numai, deci dacă eu mai aud pe cineva spunând că eu n-am nimic la genunchi, că nici n-am fost la Samistigetuza, că n-am căzut, că nu mi s-au rupt ligamentele încrucișate, că n-am apă la genunchi, că n-am calcinați între capetele oaselor și n-am nicio durere, eu pe ăla îl omor cu toporul, oricine ar fi el. Și după aceea să mă arată pe loc, să mă rog pe bucăți. Nu mă interesează. Nu mă interesează, viața mea s-a terminat. Deci, dacă mai aud pe un dobitoc pe ăsta, pe un cretin, ca și bacteria, eu cu Agartha și cu Agartha am o singură problemă. Bacteria numită Nicu Rus din Bârlea City. Și faptul că el m-a înjurat și m-a amenințat și mi-a luat titlul de țar și al ardealului și m-a făcut toate lucrurile astea împotriva mea și spunea că n-am nimic la genunchi și mă interesează să mă duc la doctor. Asta împotriva lui. În rest, nu am nimic contra Agartha. Ai înțeles? Asta este tot. Ciao!